Aeroportul Clujan și-a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 2 milioane din anul 2018. Norocoasa se pregătea să plece spre București cu operatorul aerian Tarom. A fost întâmpinată la aeroport într-un mod festiv, cu flori, muzică și un cadou din partea companiei. Pasagera este psiholog și călătorește foarte des cu avionul. A fost surprinsă la linia de check-in și habar nu avea ce urmează să îi se întâmple. Am fost extraordinar de fericită și încă sunt entuziasmată și foarte fericită, pentru că adineori mă întreba soacra mea de ce circulăm cu o cursă națională în loc de un low cost pentru o rută internă. Și am spus, pentru că ne-am obișnuit să circulăm cu Taromul și mă bucur acum că, uite, chiar am fost răsplătiți pentru asta. Pe lângă flori și felicitări, tânăra a primit din partea companiei două bilete dus întors spre două destinații la alegere. Evenimentul a fost completat de trupa Incognito, care a susținut un mic concert. În 2018 am reușit să aniversăm mai repede 2 milioane de pasageri împreună cu compania Tarom. Compania Tarom este partenerul nostru tradițional. De 64 de ani, Aeroportul Internațional Cluj împreună cu compania Tarom colaborează. Este o relație bazată pe un parteneriat construit pe respect. Avem o relație comercială în creștere. Traficul de pasageri pe Cluj transportat cu aeronavele noastre a crescut. Conducerea aeroportului prognozează că până la finele anului aproximativ 2,9 milioane de pasageri vor tranzita aerogara din Cluj-Napoca, iar ținta pentru anul 2030 este de 7 milioane de pasageri.